Situația moștenită de actualul primar al orașului Aninoasa este destul de complicată, dar nu fără soluție, spune prefectul Sorin Vasilescu. Știu situația de acolo, deci dânsii au luat un credit de la o bancă și nu sunt în stare să-l plătească. Acum, puneți-vă noastră în situația guvernului, ce faci? La fiecare care nu este, care ia credit și nu este stare să plătească, te duci să plătești creditul respectiv, banii aia trebuie să-i luăm de mână. Sunt și probleme. Inclusiv am înțeles că este un control făcut de către organ de cercetare penală, ar fi vorba de o delapidare. Bun, astea sunt alte aspecte pe care o să vi le prezint în momentul în care se finalizează. Deci a fost inclusiv un minus de casă. Mai exact, fosta administrație locală condusă de primarul Ilie Botgros a luat în 2006 un credit de vreo 4 milioane de lei rămas neachitat. În plus, fostul primar s-a înfructat și din caseria primăriei, tot fără justificări legale. Ce variante are noul primar al orașului Aninoasa, ajuns în blocaj financiar pentru că nu poate restitui creditul? Fiecare comunitate locală își stabilește propria politică. Dacă vrei să neapărat să ai administrație locală, atunci trebuie ca să îți și chipzuiești cheltuielile în funcție de veniturile pe care le ai. Dar s-ar putea să constați că la veniturile pe care le ai nu-ți acoperi cheltuielile și atunci ar fi o soluție ca să te alipești de altă unitate administrativ teritorială care are și forța economică ca să-ți asigure serviciile pe care le dorești. În cazul de față, dacă primarul din Aninoasa nu are nicio soluție salvatoare, ar putea ceda administrarea orașului primăriei Vulcan, care are și puterea financiară necesară, mai spune prefectul Sorin Vasilescu. O a doua alternativă ar fi un credit de la trezorerie, cu care primarul Nicolae Dunca să plătească o parte din împrumutul făcut de predecesorul său. Astfel se pot debloca și fondurile pentru salariile angajaților. Numai că nicio soluție promovată de prefect nu este viabilă pe termen scurt, spune primarul orașului Aninoasa. După prevederile ordonanței 3, trebuie să ai un grad de îndatorare până în 70%. Noi îl avem mai mare de 70%, deci exclus, nu putem să luăm împrumut de la trezorerie. Orașul Aninoasa e înființat prin lege, tot prin lege se desființează, deci nu se poate așa. Ar trebui, cu alte cuvinte, trebuie o reorganizare a unității administrativ-teritoriale. Exact. Sigur că da. Da, deci nu este o soluție. Prin urmare, da. Singura soluție viabilă care o văd eu și posibilă, un ajutor guvernamental, pentru că altfel e o instituție a statului până la urmă. În valoare de cât, domnule primar? 3 milioane de lei.